Atenție! Atenție! Astăzi vom învăța cuvinte noi. Burnăcei, chiroște, tivdă, căprună, boghișori, fartușcă, ciupag. Băi, măi, unde m-ai adus sub mine? Hai, văslește că până de seară n-ajungem la... Dar unde? Ei, hai că e o surpriză. La Beleul l-ai văzut, nu? Beleul l-am văzut, da. Da, dar manta n-ai văzut. Aaaa. Iată, asta e manta. Dar uite, acolo e Văleniu. Așa? Acolo ne ducem. Și avem de văslit până încolo? Da, până la Văleniu. O soluție și tu mai ușurii că n-ai putut să o găsești. Păi, cât ani ți-a la Văleni, ce-ți faci? Și-ai hotărât tu? Te așteaptă la Hora Satului, la festivalul Floarea de Salcâm, pentru că acolo ai să lupți cu ea. Iată, asta zic eu. Luptă la bucătărie în condiții de câmp. Până atunci, dă să strigăm vinerii acela, poate ne ajută. Bade! Dar poți să vii încoa! Ei, ne-am este noi și nu știa, vii el sau nu. La Văleni! La Văleni și... Despre Văleni trebuie să știți că este un sat de pescare. Primii locuitori au venit aici în secolul al XVI-lea de la poalele munților Carpați, atrași de belșugul de pește din apele Prutului. O parte din noi veniți s-au mutat la deal și se numeau Deleni, care îi numeau pe locuitorii din vale, evident, Văleni. Dar tu cam prea mult vorghești, hai văsliești, că am înțeles că până la Văleni e mult de văslit. La ziua, Văleniu e încolo, mergem drept, da? Hai. Unul dintre puținele sate din Moldova care are propriul brand de sat, Văleni, sat de vacanță. Turiștii vin aici inclusiv pentru a descoperi Prutul de Jos, poarta de intrare a rezervației Delta Dunării. Văleniul se poate lăuda cu faptul că produce petrol. Are propriile piramide egiptene cu o vechime de 4 milioane de ani, unde, apropo, au fost găsiți mamuți, are cele mai multe pensiuni din zonă și un festival la care am venit să gătim. Sunt Svetlana Vodă, proprietara pensiunii La Savetuca. Sunt șef Alexandru Comerzan și ador să gătesc în satele noastre cu gospodinile noastre cu mâini de aur. Cu cine am avut de-a face azi a fost clar din primele minute de gătit. Ia că aveți și faci la focul meu. Vreți să-mi strici focul? Fac-o-ți gură, mă. Eu sunt aici, șef. Bucătarul nostru încă nu știa ce îl așteaptă. Am vărsat sarea, să știi că nu e aghine. Trebuie să ne sfădim, ori ne batem amândoi până la urmă. Nu. Fără bătăi și fără ceartă. Ți-e frică? Cine te-ai luat azi la? Da, nu mi-a este frică chiar deloc. Eu am venit cu gândul să mă învăț ceva. Despre Comerzan am văzut câte ceva la emisiunile televizate. Nu mi-am închipuit niciodată că o să am eu așa surpriză că se pot concura. Și ne apucăm de treabă, da? Dar eu de mult m-am apucat. Eu mă apuc din el. Singur și fac. Uha, de pește. Am pierdut deodată. Știți cum mi-a spus, nu? Cruz, încă nu e scop. Ideea, da. Papă lapte cum ar fi, da? Tanțeta e ca un trandafir, știi? Frumos, dar are și ghempușori. Cum n-ai, da? Nu-i de acord cu mine și gata. Pac și nu zic nimic. N-am de ce să mă tem. Mă tem să nu sar la bătaie. Da? Nu cred că trebuie să mă tem, deoarece mamele sau bunicile gătesc cumva zi de zi, așa nici nu ține de frică. Și eu îl văd mai mult ca o experiență personală. Cât am umblat eu după peștișorul ăsta de la Prut. Nu știu, cred că și la Vălenii primit. Tot doamnele pescuiesc. No. Noi ne ducem la târg, acolo avem pescarii noștri. Știi că este o vorbă la noi. Când apare un vălean, avem pește pe un aer. Frumos! Cum e? Doamne ajută! Da, Doamne! Mulțumim! Și mergi treaba. Merge treaba, merge! Am vrut să văd un bucătar profesionist cum taie așa. Ui, ce cuțit ne-ai dat? Cum stai, țac, 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 țac? Sau ți-e frică să nu stai deștept? Vrei să stai cu ochii închiși? Mi-a dat un cuțit cu ăsta și sfac, na. Ai trecut testul. M-am convins încă o dată că bărbații la cratiță fac minuni. La televizor, așa, mai sever, dar în realitate, un băie de treabă, un băie de-a nostru. De la nod ai luat-o? E de unde luat-o? Așa.
Da, da. De a găti afară, eu sunt pasionat de așa ceva și asta ne aduce la tradiții, că nu se gătie cu plită, inducție, electric, gaz, prrrr, s-a pornit, nu. Se face focul, toată ambianța asta face ca mâncarea să fie mult mai gustoasă. Cum de la apă rece? Dacă vreau să fac de pildă un bulion de pește, mă pornesc la apă rece, nu de la apă caldă. Câte bordei, atâtea obicei. Noi cumva la oraș suntem toți obișnuiți cu doradă, somon. Am pierdut chestia asta de a mânca peștele nostru, care produsele țării noastre. Văd că pensiune aici la voi. Pensiunea la Savetuca este pensiunea mea. Toți gospodarii, cei care au pensiuni, să strădui cumva savă specific cu ei. Ne filmează, am înțeles că ești din sat cu telefonul, da? Păi eu-s vedeta aici. Am temut într-o oarecare măsură de bătălia asta, că fi având eu experiența mea de bucătăreasă mamă, le gătesc la copii cu drag, dar nu pot să mă compar cu un bucătar șef. Uite că mă iei cu vorba, numai că să-mi sprinească boșul meu, așa mai iei. Ei, nu mă scot ceva pe gură, gata, lichi, lichi. Las că până la urmă să ne împrietenim. Pe asta îți poate stai. Numai decât. Ți uiți la mine, da? Da, da. Tot și ușurău. Și eu tot. Înțeles? Mă scuzați, gata? Apașa. Mielul l-a gătit altfel. Noi mai adăugăm dumată. El nu a folosit așa ceva. Paprika a folosit. Așa, deodată te văd că ai greșit. Și am greșit, domnule. Uite așa. Ia-ți. Tu dai de 70 de ori în os. Păi n-am dat de 70 de ori în os. Ascult că eu te-am pândit. Toate bucățările astea de os înimerește nici în gust de mâncarea ta. Știi de ce nu? Dar îți guși mâncarea mea? Da. Abia asta și-am făcut. Trebuie să faci cu viteză și din prima. Eu osul. Cu cerește din prima. Rupt. Nu l-ai rupt. Cum nu din prima tăietură? Dă-i înapoi și arată. Din prima trebuie să faci. Rast. Hai că te văd că ai o 2 kg în plus. Numai 2? Și... Ai învățat ceva? Am tras cu coada ochiului, am văzut că nu a luat-o din prima. Nu am așteptat mult și i-a făcut observații. Dar mult mi-l fac. Că de-am nici nu vreau să mă apuc de ei, să mă cerți, amuș. Păi mult, că trebuie să umplem și a unul. De una. De una, da? Ia. Hop. Este. Nu, că nu tare de plăcut, o firește. Observațiile sunt mereu binevenite. Îmi place atmosfera asta de a găti împreună, prietenească, de râs, de glume. Și ți-ar șot ca să știi? Ți-am stricat fundul, îți spun deodată, da? M-a susar la bătaie. Dacă și zdravă, ce îi sfat? Dar eu m-am gândit la asta. Nu-i de făcut nică. A stricăm și pe a doilea? O să nu cont. Următoarea dată când o dat cu săcuricea, din prima, așa cum se face la Valeni. Eu dacă mă nervez, apoi, mi-ești topor, nu-mi trebuie. Aici la noi o leacă de muzicuță, da? Am înțeles că astăzi o să avem și oaspeți din străinătate aici, nu? Avem un festival frumos, numește Dulci Floare de Salcâm. Ia uitați-vă cât de frumos miroasă. Foarte. A floare de salcâm. Toată lumea cu inimă bună vine astăzi la noi să la petrecem. Mâine. Foarte plăcut. Ia uitați-vă să aude toba. Vin colectivele. La început de mai când înfloresc salcâmii, la Valeni se organizează festivalul etnofolcloric Dulcei Floare de Salcâm. Noi am prins cel de-al 9-lea an de festival. Să nu credeți că vin doar ansambluri folclorice din zonă. În acest an au fost dansatori care mai de care din 11 grupuri din toată Moldova. Festivalul tare, tare nice. Păcat că nu peste toți fac așa gen de festivaluri. Cel mai tare și m-a lăsat surprins tineretul. Nu că eu a dansat un dans ca mine, am scos limba afară și nu știu și cu mine. Da, dansează până la miez de noapte, îi dau. Și aici tot le pui? Într-adevăr. Nu-mi spui până la capăt. Da, nu-ți spun până la capăt. Hai, spune, și mai am încă ceva hai, de făcut. Hai, spune, te rog. Voi ce bunăciune am eu aici. Asta? E cred de carp, da? Nu de carp, dar de crap. Crap, nu da. Crap. Gata, scuză-mă. Îl desfacem că s-a pus toată lumea, că toți vor. Îl pui acum sau pe la sfârșit? Acum apoi. Leu și bunăciune aici. Ana, ia dă și ragul ăsta de ardei, te rog. Buhaua fără chipărătură e ca soacra fără gură. Dar unde ai văzut soacra fără gură? Eu încă nu soacră, dar ei, ai filmat să fiu gurițoaie. Numai săra mura s-o fac, la mine gata tot. Și la mine tot. Adevărat a înviat. Am venit să te vedem. Trebuie cât mai repede să răcească. Dă-ne ardei și ia de colo din foc. Dar de ce îi pui ca să le dea ea fumătoarea asta? Asta-i secret. Usturoi ăsta cu o leacă de zamă de la borș. Ardei ăsta copt pe jăratic de la borșul de pește. Un gust pur și simplu așa stratosferic. Vă urez succes, că am înțeles că sunteți la MasterChef aici. Nu mai suntem nici la un MasterChef. Eu personal m-am văd. Aici? Eu? Păi asta e. Tu tragi atenție. Șef la cuțit, eu o luat primul loc la România. Minșu.
Ca da. Să înțelegeți, fac cunoștință cu spuma satului. Asta e elita, ca elita. Să elita. Înainte de pandemie, una, două plecau peste hotare. Hai să mâncăm mâncarea de la Turcia, de la Grecia. S-a stopat călătoriile. Au început să trăiere țara. Și au descoperit gustul autentic. Da o linguriță, nu, da? Nu. Din polonic, așa, și șarbinte. Mai trebuie sare, da? Mai trebuie. Da, specială un timp, așa, că sunt fric de da? Da, da, da. O, ea, ca așa. Spate, da? Hai, e de aici. E dulce. Mai trebuie sare. Mai trebuie sare. Ești păstrat ghine la femeie tale, da? Câți ani îmi dai? 40. Ei, băi, știți de păstrat. Am 34. Ce are barba? Are, că vă arată al de Suleiman, magnificul. 40 de ani mi-a dat. Stânge camera. Stânge. Ne eram noi fete, dacă ești așa un bărbos în centru, nu se taie nici băta la el. Ne așezăm la masa așa tradițională. Când n-ai mai mâncat nicăieri, la masa copilăria. Da, da. Când? La bunica. Când ai fost la bâta ultima dată? E, bro. Ion, din păcate tu azi nu ești cu noi, pare rău, el gătește traseul. Asta e munca mea, cu mâncatul și cu degustat. Eu am făcut mielul, mătale. Boșul de pește. Mâncarea e temelie, băutura e fodulie. Hai, hai, eu bucuros de cunoștință. La fel. Are un gust de ea mai tarnă. Ceva nou pentru mine. Nu s-a amator de pește de apă dulce. Când îl cumperi, aduce amâl. Peștele din prut nu o să miroasă amâl niciodată. Asta miroasă amâl doar în crescătorie. Bun, tare, bă. Treaba asta cu icra îmi place cel mai tare. Este foarte important să ne cunoaștem rădăcinile, să ne cunoaștem strămoșii noștri. Cum se povestește copilului să-și iubească casa, satul natal, dacă tu ca părinte nu cunoști țara ta, n-ai descoperit tradițiile, obiceiurile. Noi, părinții, suntem datori în fața copiilor să învățăm și să le insuflăm dragostea de frumosul din țara noastră. Eu cred că mai bucătari profesioniști ca mamele care gătesc acasă, de-am știu să o fac și eu bună. Foarte bună. E fantastic, mă. Ce ne-a impresionat mult la Văleni au fost costumele populare purtate de femeile din sat, cu totul deosebite de portul popular moldovenesc pe care îl știm. Mai ales ciorapii de lână în luna mai arată extraordinar de exotic. Voi nu sunteți îmbrăcați tradițional. Eu la bătaie. Voi n-aveți ochiși. Nu fost ochiși la noi. Costumele noastre au peste 100 de ani. Cu fartușcă, nu cu catrință, cu totoși, cioraci. Cu țuc de lână și ea ca în tapă. Le-am colectat de la noi, de la bunicile noastre, de la Văleni. Fustă deschicată și nu-ți purta la noi. Nouă dansurile ne plac, mai ales așa cum sunt numai la sud. Bătută, adică hora în doi timp și mărunțica. E drept că nu la fel ca mâncărica bună și deosebită. A luat pentru franzoale, specific zonii noastre, și prăjițele mele de astăzi numesc brujorei și pensiunea mea se numește brujorei de acasă. Vizitatorii când vin, le fac un mic masterclass. Îi învăț să țese, valorific meșteșugurile noastre vechi, specific pentru zona de sud, motivele ornamentale erau bujori. Orez pot mânca. Eu să un bujor, da, să-l iau cu poftim, mine. Chiar poftim, chiar. La Văleni există mai multe trasee locale. Cel mai lung de 50 de kilometri, dintre care 3 kilometri pe jos, iar restul cu mașina. Cel mai scurt traseu durează 2 ore pe jos, printre colinele de aur. Băiat, cum a fost cârlăna așa? A fost bun. Tu ai servit toată lumea de acolo și pe mine nu mai servit. Tu aveai treabă, gătei, nu știu, acolo, pentru mine, mă pregătei, nu știu, pentru și totuși până la urmă n-am servit. Deci cum a fost cârlăna așa? A fost bun? Da, mai bun a fost borșul de pește. Am mâncat cu pânică? Da, că pânică n-am avut. Da, îți place pânica. Și după cum se vede. Aha. Eu ți-am pregătit un traseu pentru a doua zi de weekend. Aha. O să începem cu muzeul pânii. Muzeul pânii? Muzeul pânii. Deci noi în Moldova avem... Da, n-avem timp, n-avem timp. Voi nu aveți idee de când vreau să-i arăt bucătarului nostru acest muzeu. Unicul muzeu din Moldova în care exponatele se mănâncă. Dar păcat să fii bucătar și să nu afli mai multe despre pâine. Doamnele din Văleni sunt cu totul deosebite. Noi așa ceva încă nu am văzut.
Eu am 2900 de urmăritori. A, mă, tu te dai cu Instagram, cu da, chestii de gen. Da, eu sunt babă pe TikTok, cu Instagram. Crezi că cine stă de vorbă e? La masa mare sunt 6 colaci care se vor dărui, dintre care unul e o pupăză, 5 sunt colaci rotunzi, cam în felul ăsta. Acest colac se numește pupăza de soacră mare. Toate darurile vor fi puse pe colaci. Se joacă pentru fiecare câte un colac. Dar la soacră mare se va juca această pupăză. Atenție, aceasta este o improvizație. Toți turiștii fac parte din ritual. Vreți voi sau nu vreți, tanti Vera nu întreabă. Am terminat cu nunta cu socrii mari, s-au jucat colacii, după ce s-a făcut darul, se duce nașul acasă, tot cu un colac rotund, și asta ar fi al 12-lea colac. Și tot sunt porumbei, la noi le zice burnășei, expresie de la găgăuș, pentru că noi foarte mulți ani am conviețuit împreună, dacă ai văzut tu ca specialist pe culinărie. Eu când vine ca pe părțile astea, nu mai sunt niciun fel de specialist. Eu am trăit 14 ani prin Italia, eu școala de bucătar am făcut acolo. Va bine, eu, cu... da vero, și anche eu sunt venută din nou. Aici m-a rupt. Vai, vai, vai! Ridica la mor, vai! Cam cu fiecare ocazie să faci o pâine diferită. Asta este misterul și nici eu nu pot să-l explic. De 25 de ani am încercat tot felul. Același aluat și 20 de kilograme, dar frământat cu mașina va fi cu alt gust. Frământat cu mâna va fi alt gust. Aceeași rețetă. Făcut în diferite forme va avea gust diferit. În unele zone colacii se fac cu brânză și se numesc cumaci. Straniu că are brânză și nu mac. Comerțan știe să facă pâine, dar chiar așa de frumoasă, nu. Iată-și. Ajungi, da? Da. Ori e că așa iasă o frământ și glumești și apoi iară, da? E la așa de frământat. E pe plăcire. Aaa, dacă vezi? Nu, e așa frământ. 1-0. Hai, domnul Ion. Și basașa. Cât? Până la sus. Mă, și dragostea mea unică și repetabilă. Te-aș mânca în fiecare zi, dar nu-mi dă voie soția. Ei, Ioane. Tușca, uite așa ea. Așa s-a aici. Trai și așa, nu-și umbla de ginat așa. În general trebuie să faci rugăciuni, să faci crucii. Tu crezi că așa iese pâine? Femeile nu trebuie să se certe. Trebuie să aibă inimă bună. Să dori separat o noapte și ai de bărbat. Să nu. Ei, dar pe mult dacă le pui frământe, apă nu mai ies pâine 100 de ani. Hai de faci, ce faci în țară? Da, ce faci, mișul la clufa? Da. Matalink, ești live, da? Da. Matalink, ești live, da? Da. Și câți acolo urmăritori sunt live? Fără grijă, acum e doar unul, dar până în seară te asigur că-s vreo 2000. Din două, da? Două. Și un prieten. Așa. Ei, băieți, trebuie să ai răbdare, toți. Ce împletim? Ce n-ați împlet cosiță niciodată? Da, da, într-adevăr. Unul. Așa. Atâtea pensiuni pe metru pătrat ca la Văleni, nu știu dacă mai găsiți în Moldova. Căsuți câte două camere, comodități exact ca la oraș, fiecare cameră, câte un pătuc, baie, toate comoditățile. Fiecare căsuță are cumva specificul ei. Dacă ești aici a unul ciobanului, acolo avem o bărcuță, casa pescarului, acolo unde căruță e casa murarului. Conceptual e foarte, foarte nice. Satul de vacanță Văleni activează 8 pensiuni, circa 70 de locuri de cazare. Atunci când am ales această idee cu 3 ani în urmă, era o idee îndrăzneață, ne-am mobilizat cu toții ca satul nostru să devină model de dezvoltare în ceea ce privește turismul rural. Urmează ceva, așa mai sufletește. Văleu. Și aici avem așa o terasuică fantastică, unde te-ai așezat țara. Ia liniște, oleacă! Superb! Să mai ai și-o unde să ai și treabă bună. Ai venit la Băleni, cic-cic, suit un frumos. Faci un restart și te trezești dimineață. Cip-cirip, cip-cip-cip, mirosul ăsta de salcâm. Ia auzi. E din pere, prăsade. Dar nu că, da, cerți. Scrie-ți, salata.
Veneau sute de turiști în zi și lipsa locurilor de cazare era o problemă foarte mare. A fost și ideea proiectului să arătăm tot ce are acest sat și să mobilizăm fiecare gospodar să adopte o temă, să valorifice talentul care îl are în familie de tradiții. Spre exemplu, în aceste patru pensiuni se întâmplă lucruri foarte diferite. Așa o bucurie când văd pe cei cărora le pasă că cineva depune efort să păstreze din tradițiile noastre frumoase Casa Dorului, numai denumirea cât face. Casa Dorului, știi deja denumirea ei sufletească, fondată în 1963. Asta deja știm că e covata. Știm că e covata, Dar mai întâi vreau să te întreb, am văzut bana și asta e covata veche, cred că păi te știți că se o bună ziua! Fie că asta e casă fix cum era cândva la bunei. Clasică casă de lut, cum se făcea înainte la țară, cu paier. Casă-muzeu amenajată în stilul secolului XIX, repartizată în trei odăi, casa mare, bucătăria și camera de locuit. Unele exponate au peste 100 de ani. Fix așa, și frumusați. Așa că lăsăm orașul și venim un pic la țară să ne amintim de rădăcinile noastre. La sud se mănâncă bine, ne-am convins. Dar la Casa Dorului am gustat ceva cu totul deosebit. Dacă aici la sud-sud, vezi chiroșchi cu brânză, un fel de colțunaș lenoș, dar sunt fantastic gustoși. Și cu șapa asta, o leacă așa arsă, pur și simplu. Deci o spălăriană. Suntem mândri că în istoria dezvoltării localității ne-am intersectat cu numele marilor domnitori, Ștefan cel Mare, Petru Rareș. Iată, asta chiar trebuie să vedem și noi. Ce cioriuare? Uite, acolo e drumul lui Petru Rareș și el vine până încolo. Asta e salcea lui Petru Rareș. Podul știe cui? Al lui Petru Rareș. Bingo! Dar știi cine e Petru Rareș? E unul din feciorii, dacă nu greșesc, al lui Ștefan cel Mare. Unul din feciorii nelegitimi, adică din flori. El era pescar, el vine la gârla asta și pescuia, aduce pește în sat pe la femeie și pe lângă pește, de-am, măi, un tiner și o aventură. La 40 de ani și-a venit boierimea la el de la Suceava și-a zis că bună ziua, dumneavoastră sunteți feciorul lui Ștefan. Și-a zis, eu așa nu zis tata. Apoi dumneavoastră trebuie să fiți domnitor. A Moldovei, da? Hai cu noi. De asta lui Petru Rareș se mai spunea Petru Măjarul, adică pescarul, sau Petru Maje. Acolo știi, da, că se extrage petrolul. De atât și podul ăsta e în parajină, că asta nu duc nimic. De atât și scump petrolul, că eu și cu podul ăsta. Nu ne ajunge spațiu în emisiune să vă arătăm toate cele 8 pensiuni, dar să pictăm pe Tivde, chiar nu cred că mai avem ocazia în altă parte decât la pensiunea La Boierul. Să mergem! Da. Ceva nou pentru mine. Știi cum se numesc astea? Tivde. Da, am vrut. La noi la Băleni ne spune Tivde. La Slobozia Mare, Cătrune. Cu distanță de 10 km, dați de fier. Așa. Și să desenimize. Animale, elemente florale. Ei, ia uite, mă tai la mine și zi, eu sunt de flori. Țara de la țară. Hai să vezi pe Nicu Fachioi. Pare ușor, dar nu este absolut deloc. Aici chiar cere răbdare. A? Pentru prima oară nu e chiar așa de rău. Bravo. Pot să o scot la capăt. Ce mă dau și cadou. Ei, dacă am mindeaua, păcat de spune. Păi și facem și niște plășințele? Altă dată, mai vin eu la Vălieni și de-am facem de el. Ia, parcă te temi. Îți spun cum mă câștigi odată cu plășinte, nu pot face. Aici, la pensiunea Boiero, este și un atelier de ferărie, unde fac diferite chestii tare interesante. La Băleni, sunt două feluri de a face turism. Unul mai activ, unde puteți să vedeți toate pensiunile, mergeți cu barca pe lac, sunt diferite traseuri. Dar dacă sunteți ca mine și vă place odihna așa mai lenoasă, ia că v-ați așezat pe așa o treabă și pur și simplu savurați. Și mă mai încarc cu energie, cu o sărmăluță și cu un pahar de vin. Eu așa îi primit la Văleni. Îmi place și nouă treaba asta foarte mult, așa că... De la bunica spunea că să fie sarmalele gustoase, numai decât trebuie să le pui o leucuțică de borș sau sămânță de mărar, la fundul ceaului. Sunt mari ulcioarele să la Văleni. Dar nu știu nici ce de să golesc. Ia uite, azi, special am adus pahar de ăsta. Aoleu, parcă e compot de vin și nu zici că... Am plecat de la pensiune cu gândul că trebuie să descoperim Moldova, pe care o știm prea puțin, cu oamenii săi primitori și pasiunea pentru tradiții cu care te molipsesc
care prețuiesc și se mândresc cu ceea ce au. Tâia ta este asiiță, cu două iță se lucrează și asta e spata cu... Ia ca de unde vorba ai încurcat iețele, da? Păi da, te vei întâmplă. Și se cheamă Boghișori. Trebuie neapărat să vă mai arătăm o pensiune, dar deja nu la Văleni. Bine ați venit la pensiunea Casa Bunicului, o locație superbă în raionul Cahul, satul Pașcani. Hai să vedem camerele. Da. 6 camere, câte 2 locuri fiecare. Locația pur și simplu fantastic și gătesc, asta și secret, gătesc formidabilă. Cameră matrimonială și în partea cealaltă avem cameră pentru copilași. Da. Pentru sezonul de vară la Casa Bunicului o să găsiți, uite, așa un foișor de toată frumusețea. Poți să te odihnești cu toată compania. Jos faci masă, grătar. Când ai obosit un pic, ai urcat sus. Hop! Și noapte bună, băieți! Trebuie să ai un pic de fantezie și un pic de dorință și suflet ca să faci dintr-o tabără ex-sovietică așa o pensiune frumoasă. Jus un fe, voilà! Și vă arăt sala restaurantului. Ia fă așa un 300. Și de răcoare aici, vara mai ales și... Înțelegeți, da? Cred că fetească asta neagră și să perioade. E bărbat ca și mie. Dacă dați de sticla asta de vin, să știți că ăștia-s doi frați, Lazar, Gheorghe și Dumitru, toată pensiunea și crama au fost făcute în cinstea lor. Și dacă ne urmărește cineva din Varșovia, să știți că vinul acesta îl găsiți în Varșovia, într-un restaurant care se numește Veranda, gestionat de Nica Lazar, una din familii, după cum înțelegeți, da? Deci un miros îmbătător de salcâm. Este parfum cu miros de salcâm? Eu aș avea unul. Aici, apropo, să fac nunță în stil Toscana. O zonă pentru fotografii și tobogane aici sunt pentru copii. Pentru părinți, restaurant, cramă, odihnă, frigărui, prutul e aproape, duci cu barca, e aproape de drumul principal. Pensiunea are view spre lacul Manta, cel mai mare lac din Moldova. Lac de luncă care s-a format din revărsările de apă din prut în graba sa să ajungă la mare. Se zice că aici plouă cu pești. Pelicanii care ajung aici odată pe an, prea hapsâni, mănâncă prea mult pește și nu își pot lua zborul, de nevoie aruncă peștii de unde senzația că plouă nu cu apă. Ei, noi tot în grabă cu filmările, dar am promis să venim la odihnă la Festivalul Peștelui, care se organizează aici pe 15 august. Și iarăși sudul Moldovei, Manta, Pașcani și Văleni. Locații superbe, oameni extraordinar de frumoși, muzeu de pâine, tante Sfeta cu borșuii de pește, cu mușdiei este așa interesant, cu ardei, dați-vă în spatele meu. Dacă nu știți de lacul Manta, e cel mai mare lac natural din Republica Moldova. Ți-a plăcut itinerarul? Tare, mi-a plăcut. Mai să-mi spui unii, mă, duci, măi, măi, că nu poți văsli. Te-am văslit până la Văleni. Am văslit până la Văleni, că m-ai lăsat singur. Împreună suntem o echipă. Gata, ești gata pentru următorul tur, următorul itinerar? Da? Am plecat. Let's go.